Motociclistul în cauză nu poseda permis de conducere, are 29 de ani, este din comuna Udește a județului Suceava și a circulat cu aproape 140 de km la oră în noaptea de 3-4 august pe străzile din municipiul Suceava. Un echipaj de poliție a pornit pe urmele sale pentru că motociclistul a refuzat să oprească atunci când a fost somat. În cele din urmă, el a fost blocat în condiții de siguranță, identificat și sancționat cu amenzi în valoare de aproape 18.000 de lei. Polițiștii din cadrul biroului rutier, Poliția Municipiului Suceava, au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 17.000 de lei unui motociclist identificat în trafic în cursul nopții precedente, rulând pe o șosea din municipiul Suceava cu viteză de 114 km pe oră. S-a procedat de asemenea la urmărirea în trafic a vehiculului respectiv, întrucât acesta nu a oprit motocicleta. Ulterior, acesta atingând pe durata deplasării, inclusiv viteze de 138 de km la oră în municipiul Suceava. După ce a fost interceptat și blocat, s-a stabilit identitatea conducătorului motocicletei respective, acesta fiind un bărbat în vârstă de 29 de ani din comuna Udești. Au fost dispuse măsurile legale necesare, respectiv întocmirea dosarului de cercetare penală, dar și sancționarea contravențională a motociclistului. Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că nu a consumat băuturi alcoolice.